doar 10 ani, Bianca Preda și Andrei Ghiță sunt vicecampionii României la dans standard și latino. Titlul a fost obținut chiar la începutul lunii la Sibiu, unde a avut loc campionatul național de dans. Micii dansatori, prin talentul lor și munca depusă, au reușit să impresioneze juriul și să le acorde înaltul titlu de vicecampioni, înscriind județul Prahova pe harta dansului național. I-am descoperit încă de acum 2 ani și jumătate. De 2 ani sunt componenții ai lotului național al României, atât la secțiunea standard, cât și la secțiunea latino. Au o voință extraordinară, au o capacitate de muncă ieșită din comun. Cred că de multe ori întrec perechile adulte la rezistență. Am început să fac niște cursuri de dans, apoi m-a selectat profesor. Undeva la 6 ani. Da, cam așa. Și m-a selectat la un club, am început să fac dans, apoi a început să-mi placă foarte mult. Am zis, hai să încercăm, să încerc un sport, aia să nu mai stau degeaba. Și m-am dus, mi-a plăcut, după aia am găsit-o pe Bianca și am continuat așa. După aia antrenorii au renunțat de acolo și am fost la alt club și am ajuns vicecampion mondial național. Bianca este partenera ta perfectă? Da, nu știu dacă găsesc alta la fel ca ea. Din păcate, talentul acestor copii riscă să se risipească și asta pentru că în Ploiești nu există o sală de antrenamente specială pentru astfel de activități. Pentru performanță, dansatorii trebuie să petreacă ore întregi repetând și perfecționându-și pașii. Iar acest lucru se realizează într-o sală subdimensionată, unde se înghesuie 10 suflete. Țara noastră are o tradiție de aproximativ 10 ani de când a fost înființată Federația de Dans Sportiv. Dar în ultimii 2 ani au venit foarte mulți antrenori din străinătate care au ridicat nivelul perechilor în România. De asemenea, perechile din România au început să aibă rezultate în afară. Asta nu este singura problemă. Vicecampionii României la dans latino și standard se prezintă la competiții cu costume împrumutate, iar deplasările se fac doar pe banii părinților și ai antrenoarei. Pentru costumația de show a fost împrumutat, sunt destul de scumpe, deci poate să ajungă la 7 milioane, 10 milioane costumații la băiat, la fată de 15 milioane, ținând cont și de pantofi, pantofii sunt speciali pentru dans sportiv și, într-adevăr, și ținuta la fel, specială pentru dans sportiv. Și trebuie să necesite o anumită eleganță și, în același rând, sunt niște condiții pe care le impune federația, altfel nu se poate intra într-un concurs cu orice ținută. Chiar. Din păcate, trebuie să recunoaștem, ei sunt și finaliști la secțiunea standard, se simt un pic frustrați de locul ocupat. Și aceasta cred că se datorează faptului că sala în care se antrenează nu este propice pentru această secțiune datorită dimensiunii reduse. Și cu toate acestea am reușit să depășim un număr de 42 de perechi din România și să ne situăm în finală, ceea ce ne acordă pentru al doilea an consecutiv dreptul de a participa în lotul național și la secțiunea standard. Ne mai împrumutăm între noi, ne ajutăm reciproc. Colegi. Da. Când e vorba de costum și de în concursuri, uneori, da, ne împrumutăm de la alți copii din club și nu avem altceva ce să facem. Dacă vreți ca acești copii să ne reprezinte țara în continuare la fel de bine ca și până în prezent și puteți să le dați o mână de ajutor, atunci puteți lua contact cu antrenoarea lor, Ioana Cristescu, la numărul de telefon 0745 049 514.